Bună seara și bine ați venit! Este ora 19, așa că nu putem decât să vă spunem din nou că vă mulțumim că sunteți alături de noi într-un nou tur virtual, într-o nouă experiență în care explorăm Bucureștiul alături de prietenii noștri de la Raiffeisen Bank. Numele meu este Anita Stere, sunt președintele Asociației Culturale Nouă Ne Pasă și deja de peste un an vă dăm întâlnire în seriile de joi în cadrul acestui proiect care nouă ne este foarte drag, explorează Bucureștiul virtual, un proiect care face parte din programul Stagiune Virtuală a celor de la Raiffeisen. În seara asta v-am propus un tur, o călătorie virtuală pe una dintre cele mai frumoase artere ale capitalei. Este vorba de Calea Victoriei, o experiență culturală care să ne poarte pașii din propriile noastre apartamente, de la Ateneul Român până la Palatul Parlamentului. Cel care vă va însoți în această călătorie astăzi este colegul meu, Tudor, pe care îl salut și căruia îi mulțumesc că suntem împreună. Eu voi rămâne alături de dumneavoastră pentru orice fel de problemă tehnică, orice fel de întrebare aveți. Puteți să folosiți cu încredere chat-ul pentru că sunt aici pentru a vă fi de folos. O să avem rugămintea să păstrați microfoanele închise pe parcursul turului, iar la final vom avea câteva minute pentru completări, pentru întrebări sau alte observații din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos și să fie o experiență reușită. Tudor? Mulțumesc, Anita. Preiau legătura pentru prezentare. Dragilor, din nou ne întâlnim la o prezentare interesantă și destul de plină de obiective, mai ales când vorbim de Calea Victoriei. De fapt, trebuie să înceapă din partea Palatului Cantacuzino, însă avem această limitare de timp în care nu putem să vorbim chiar de toate și începem de la Ateneu, cu toate că avem foarte multe obiective pe traseu, chiar și de la Ateneu până la Palatul Parlamentului. Până să vorbim un pic de Ateneu, putem să începem foarte pe scurt despre Calea Victoriei. Avem norocul încă să mai găsim arhive și documente cum arăta acest bulevard, uliță sau drum sau chiar pod, cum a avut de-a lungul timpului aceste denumiri. Avem, practic, prima denumire a Căii Victoriei se numea Ulița Cea Mare. După aceea a fost numit și Drumul Brașovului, pentru că, adevărat, drumul ducea, evident, spre Transilvania pentru comercianții care vreau să-și vândă bunurile atât în București cât și în Transilvania. Și după aceea a fost numit Podul Mogoșoaiei. Podul Mogoșoaiei pentru că Constantin Brâncoveanu își construiește faimoasa clădire de la Mogoșoaia și pod, nu cum ne-am imaginat noi că exista exact ca un pod plutitor, ci pentru că inițial, cum vedem în această poză din timpul excavărilor arheologice din centrul vechi, din 2009, când s-a restaurat tot centrul și s-a pavat piatră cubică, s-au găsit foarte multe fundații și obiecte, plus vechile drumuri arheologice din București. Vedem aici un exemplu al acestui pod, se numeau scânduri de lemn de stejar podin, cum spunea și din fotografia sursa lui Radu Oltean. Recomand cu toată căldura și inima, pentru că el a recreat Bucureștiul, cum o să vedeți și în paginile următoare, că ne-am permis să promutăm parte din pozele sale, cum a recreat Bucureștiul exact în timpul hanurilor, de la mijlocul anilor 1800. Are un talent extraordinar. Podin prinse în cuie de lemn, cuiele care se numeau urși. Deci, podin,
care dădeau ideea de pod, pentru că toate podurile au făcute din lemn și practic așa ne duce denumirea aceasta către podul Mogoșoaiei. Tot drumul era făcut din aceste scânduri de lemn. Deci practic putem să ducem Calea Victoriei ca timp, ca vechime, de la primele mențiuni în jurul anilor 1600 și după aceea cu celebra denumire de Cale a Victoriei după războiul de independență, când Carol I conduce trupele române victorioase în războiul de independență pe acest bulevard, devenit după aceea un bulevard de pomină și foarte important. Aceasta este o poză din cartea București, 550 de ani de la prima atestare documentară. Este o carte extraordinară, creată de cei de la Arcub, făcută în 2009. Nu știu dacă o mai găsiți, încercați să o căutați online sau poate la anticariate. Zic chiar la anticariate că sunt oameni care chiar le lasă. Este un album foarte bine creat și care aduce toate cele mai importante poze și aceasta, una dintre ele, este o schiță, o ilustrație a lui Radu Oltean. Vedem aici, practic, arată Calea Victoriei, care ducea, unde spunem noi, podul Națiunilor Unite, să spunem că aici este, aici fiind o moșie a Cantacuzinilor, după aceea a Brâncovenilor, care în timp a fost schimbată cu actuala Piața Națiunilor Unite și actualele clădiri. Erau foarte multe hanuri și clădiri. Aici avem Palatul Cec de astăzi, era Biserica Sfântului Ioan cel Mare. O să vorbim la timpul potrivit de fiecare obiectiv și vedeți cât de multe hanuri puteau să existe în oraș. Da? Pe lângă hanul lui Manuc aveam atât de multe hanuri cât și biserici. Erau foarte bună sursă de venit, cât și o bună sursă de cazare, evident. O foarte interesantă descriere a acestei zone o găsim în pamfletarul Nicolae Orășanu de la mijloc de 1800. Are daruri o mulțime, e podul cel mai faimos, cel mai mare în lungime, dacă nu cel mai frumos. Aranjate de minune, aici colo câte un palat, lângă niște case bune, câte un bordei sfărâmat. Practic contrastul clar obscur, putem să spunem, nu doar cum îl știm noi azi, cu clădiri afectate, lângă clădiri restaurate. Din totdeauna a fost acest aspect, numai că atunci erau clădirile de aceeași dimensiune și nu erau atât de impozante să fie atât de mare diferența de nivel cum este astăzi. Și spre final de secolul XIX, începutul secolului XX, începe Calea Victoriei să fie ușor-ușor conturată cu palate în stil francez. Se mai numesc Belle Époque, multe clădirile respective, datorită perioadei de romanță a celor mai frumoase clădiri în care a continuat și s-a dezvoltat și Art Nouveau foarte mult. De aceea se numește, practic, epoca cele mai romantice și frumoase arhitecturi, influențate, evident, din Paris. Și pentru că fiecare bulevard sau fiecare arteră principală a unui oraș are o poveste, de asemenea, are și cele mai importante palate, hoteluri și terase și magazine. Exact cum vedeți și în pozele de mai jos, ușor, ușor, Calea Victoriei în timp începe și devine una din cele mai faimoase bulevarde din estul Europei, concurând cu Budapesta și cu alte capitale. Ca o mică descriere până la, să arăt Ateneu, vedeți această poză din perioada interbelică. Este tot din București 550 de ani și vreau să vă arăt Piața Revoluției. Piața Revoluției, da, cum vedem aceste clădiri toate înghesuite în această zonă, practic așa arăta Palatul Regal, în fața căruia erau fundația universitară cu statuia lui Carol I, dar în același timp foarte, foarte multe clădiri în jurul lor. Cum știm noi, piața astăzi extrem de deschisă, erau foarte multe clădiri care au dispărut. Ateneul, pentru că avem foarte multe clădiri de povestit, poze și aș vrea să-l trec prin toate,
De aceea să nu vă surprindă că trecem mai repede prin ele. Informația rămâne valabilă, însă aș vrea să vă arăt toate pozele posibile, deci să avem timp de fiecare. Aceasta este o schiță a lui Albert Galeron, exact cum trebuia să arate palatul, de la început, exact cum este și acum, fără vreo modificare. O combinație foarte interesantă între stilul grecesc și stilul francez. De altfel, numele clădirii, Atene, vine, evident, de la zeița Atena, care era venerată atât de greci ca zeița războiului, cât și a înțelepciunii. În același timp, depinde în ce parte sau de ce parte avem nevoie a zeiței Atena. Și această dorință a locuitorilor bucureșteni și mai ales a familiei regale, prin regina Elisabeta, ei trebuie să-i mulțumim faimoasei Carmen Silva, s-a dorit împreună cu nobilimea bucureșteană și a epocii să se construiască o clădire unde muzica clasică să răsune de asemenea în București, ca și în celelalte capitale europene. Și s-a creat Ateneul pe zona sau o aria dominată sau în concesiunea Arhiepiscopiei Râmnicului, cumpărată de Primăria Bucureșteană. Se dezvoltă clădirea Ateneului, care este deschisă la 1888. De-a lungul timpului, Ateneul ne-a încântat de cele mai multe ori, cu foarte multe evenimente, și nu putem să nu menționăm pe George Enescu. Este esențial să-l menționăm pentru că Ateneul s-a dezvoltat împreună cu dezvoltarea lui Enescu. Aici a fost, practic, primului concert în România, la Atene, în 1898, susținut de regina Elisabeta, care îl considera, de fapt, copilul său de suflet și care îl invita de foarte multe ori la Palatul Regal din București și apoi la cel din Peleș și apoi la Peleș pentru seratele muzicale. El este de asemenea cunoscut și pentru crearea liniei melodice pentru o parte din poeziile lui Carmen Silva. Ea îl susține împreună cu o mare parte din nobilimea română pentru lansarea unui alt om, alt român de vază și de cultură pentru țara noastră. De asemenea, în cadrul Ateneului se dezvoltă mai multe loje și detalii importante, cum vedem aici loja regală, cum arăta inițial. Noi știm astăzi Ateneul Român, sau pentru cei care nu sunt din București, mai bine explicat, uitați inițial poza dinainte de 1930, cum arăta fresca sau peretele din spatele lojei, da? Era neterminată și neîncepută, și cum o avem astăzi. Această frescă deosebită cu pătrunderea în timp a istoriei românilor, de la Traci până la Carol I. Pentru că ce vedem aici, această lucrare a fost terminată în 1933 de Constantin Petrescu și reprezintă fazele principale ale istoriei care s-au dorit a fi puse de către familia regală în Ateneu. O clădire simbol, cea mai importantă a bucureștenilor, putem spune cu tărie că, și eu pot spune, adică din tot sufletul, că este clădirea simbol a Bucureștiului. Dacă e să mă întrebați, aceasta este, nu altă clădire. Ușor, ușor, lângă Ateneul Român, cum v-am arătat inițial poza aceea cu piața Palatului, cât de înghesuită era, aveam această clădire sau imobilul Jockey Club. Jockey Club care era prezent în parcarea din zona Ateneului. Asta este una din pozele pe care le-am găsit. Era un magazin, cât și un magazin exact ca Galeriile Victoria,
de blănuri, bijuterii și alte lucruri scumpe, dar care avea și anumite baruri la parter. Foarte cunoscut în perioada interbelică, până în, mai ales între nobilimea română și între scriitori, evident. Veneam foarte mult în această zonă. Ce s-a întâmplat cu clădirea? Ca celelalte clădiri din zonă au fost demolate la ordinul lui Carol al II-lea pentru lărgire a pieței palatului. Da? O idee care a fost îmbrățișată de foarte multă lume, dar și criticată de alții, evident, cum s-a întâmplat de multe ori, prin simplu fapt că toate palatele legale trebuie să aibă un spațiu larg, vizibil și cât mai cuprinzător, având și o grădină de asemenea în fața palatului. Și asta a fost și dorința familiei regale, expresia lui Carol al II-lea, de a deschide piața, de a o face mai, de a respira mai bine. Ușor, ușor, tot vorbim de Palatul Regal și familia regală, inițial așa arăta Palatul Regal, dragilor. Aceasta este o vedere, așa era una din vederile de la început de 1900, una din cele mai importante imagini cu Palatul Regal. S-a fost acasă din Nicu Golescu, de la 1812. Practic era doar acest corp, de care avea un număr impresionant de odăi, 26. Extrem de mult pentru o clădire de acest fel, pentru București. Ca să vă faceți o comparație, să faceți o idee, noi încă de-abia atunci începusem să creăm palate sau familiile nobiliare începeau să se mute în București, că majoritatea și aveau domeniile în afara Bucureștiului. Și noi termenul de palat îl avem cumva schimbat în termen de clădire impozantă. Tot ceea ce este mai mare decât o clădire de comercianți și are detalii mai impresionante și este în stil francez, evident, este un palat, nu? Dar pentru străini nu este un palat, ci poate să fie o academie sau maxim o librărie, o bibliotecă, pardon, ca pentru toți ceilalți. Dar pentru noi acest simbol denotă ideea de dezvoltare a orașului prin aceste clădiri impozante. Aici și-a avut reședința regală și Alexandru Ioan Cuza, ca după aceea în 1866 să vină și Carol I. O anecdotă amuzantă cu venirea prințului, mai ales în acel moment, el era adus ascuns, practic, mai ascuns de fața austriecilor. Să nu se știe că s-a adus un prinț german în București, datorită relațiilor încordate cu Imperiul Austro-Ungar. Intră în București și este condus pe calea victoriei. Ușor, ușor, cum ajunge, se tot întreabă, se tot uită în dreapta, în stânga, nu vedea nicio clădire mai răsărită, case de comercianți. Bun. Poate palatul nu mai așteaptă la ieșirea din oraș. Cum ajunge ușor, ușor și vede această clădire, se dă jos, Dinicu Golescu îl primește și îi spune în franceză, că vorbeau franceză, maestate, acesta este palatul. Și începe un scurt dialog între cei doi, gen, asta e o glumă, asta e palatul, adică eu vin din Germania unde sunt obișnuit cu aceste palate impozante, aceste castele, și o să stau în această clădire. Și începe acest schimb de replici, où est le palais, c'est le palais, où est le palais, c'est le palais, și tot așa până ajunge la un moment dat Golescu să spună, maestate, atât avem momentan, încercăm să dezvoltăm pe viitor, evident. Carol I dezvoltă Palatul Regal, printre care și Ferdinand și Carol al II-lea. În același timp, în București, ca idee, să știți, mai ales pentru cei care nu sunt din București, dar și pentru bucureșteni, au mai existat și alte palate. Mai avem Palatul Elisabeta din Parcul Herăstrău, care va fi deschis pentru public în curând. Nu a fost deschis până acum, fiind în proprietatea familiei regale, dar în curând va fi deschis și se vor putea face vizită. Mă bucur foarte mult.
Acest mic palat Scuze, trebuie. Tudor. Se vizitează. Este deschis până la 30 septembrie, Palatul Elisabeth. A, până la 30? Ok, Da. bine, mulțumim. Mulțumim, Anita. Neapărat să mergeți pentru că s-a păstrat mobilierul, s-au păstrat detaliile și este păstrat într-un mod foarte, foarte bine. Au existat mai multe palate, printre care și Palatul Exim Bank, de pe Calea Victoriei, de pe șoseaua Chiselev, pardon, până în Piața Victoriei. Așa arată astăzi, restaurat într-un superb stil neoromânesc, inițial arătând doar așa. Această mică clădire în stil neoromânesc a aparținut la lui Candianu Popescu, oponent inițial al lui Carol I și după aceea susținător al lui, foarte interesant, spre final de carieră. Carol I cumpără clădirea, o restaurează și este dezvoltată inițial ca palat pentru principele Mihai. Carol al II-lea o renovează, o restaurează și continuă lucrările de îmbunătățire, însă Mihai nu stă foarte mult în această clădire. Și revenind la Palatul nostru regal, ca o mică completare la ce v-am spus mai devreme, așa arăta de fapt, în stil francez. Uitați cum erau aripile clădirilor, colțurile, intrările. Au fost mai mulți arhitecți care au lucrat. Paul Gautreau a fost printre principalii la lucrările de modernizare și extindere la final de 1800, dar și Nicolae Cerchez, mare arhitect, de asemenea implicat. Evident, în formă de U, ca deschidere, ca toate celelalte palate pentru primiri oficiale. Corpul central erau principalele spații pentru activități oficiale, adică sala tronului. Aripa de nord, situată practic pe strada Știrbei, era corpul de gardă sau parterul, precum și apartamentele pentru invitații de seamă. Și aripa de sud, dinspre Biserica Crețulescu, era practic pentru folosirea apartamentelor regale, erau spațiile private. A suferit un incendiu în 1926, care a distrus complet corpul central, iar regele Ferdinand continuă proiectul de restaurare al palatului, arhitect Carl Liman fiind. Deci vedeți ce nume sonore în proiecția palatului. Carol al II-lea îi dă această formă pe care o avem noi astăzi, la mijloc de 1930. Deci, practic, vechiul palat este complet demolat și reconstruit la forma care o știm astăzi. Arhitect Nicolae Nenciulescu și terminat în 1937. Un lucru foarte important de spus este că planurile generale ale clădirii și decorarea au fost făcute prin efortul direct al reginei Maria, ce a condus îndeaproape echipa de arhitecți și constructori. Astăzi este Muzeul Național de Artă. A fost afectat în timpul cutremului din 77, cât foarte mult afectat în timp din 1989. Da? Aripa de sud a fost atât de afectată încât s-au pierdut toate operele de artă, nu au putut fi salvate și s-a lucrat la restaurarea lui peste 20 de ani. Un lucru interesant de știut legat de arcurile de triumf pe care le-am avut, un arc de triumf a fost amplasat și pe Calea Victoriei. Nu avem doar singurul arc de triumf pe care știm noi astăzi. Au fost aproximativ 5. Toate arcele respective, monumentele respective au fost construite pentru diverse evenimente importante ale unirii noastre. 1848 a fost unul făcut, 1859 a fost unul făcut, 1866, deci 1877, ce au fost mai multe variante. Iar acesta a fost amplasat chiar în dreptul hanului Crețulescu, iar ocazia lui era pentru
venirea împăratului Franț Iosef în 1896 în București, în care tot Bucureștiul, toată Calea Victoriei era întreg acoperită cu diferite zorzoane și elemente regale în memoria și primirea împăratului. Până la Hanul Crețulescu, în fața Palatului Regal, avem una din cele mai frumoase clădiri păstrate de la început până la sfârșit în același stil, Fundația Universitară Carol I, prin care inițial, pe lângă Ateneul Român, pe lângă sală de concerte, acum trebuia să avem și o bibliotecă care să fie întotdeauna deschisă și destinată tinerilor universitari. Regele Carol I propune acest lucru și arhitect din nou, Paul Gautreau, este deschis și practic spre data de 14 martie, iar spre începutul primului război mondial începe și de asemenea lucrarea de extindere. Au fost donate o serie întreagă de volume, în timp ajungându-se la aproape jumătate de milion de volume de diferiți autori date din partea familiei regale, afectată din nou din cauza incidentelor din 89, foarte multe cărți originale, peste 300 de mii, au fost arse complet. Deci am pierdut un întreg patrimoniu. Una din cele mai interesante poze, cele mai interesante unghiuri ale clădirii cu Carol I, care se uită spre Palatul Regal, pe care nu i-a plăcut niciodată să locuiască în el, datorită marmurei în excesiv în interior, și de aceea dorește construcția unui castel pe mărimea, exact cum știa din Germania, și de aceea se construiește castelul Peleș cu foarte mult lemn de mahon, stejar, nuc și alte tipuri de lemn, special pe gustul lui. Pentru biblioteca universitară, una din cele mai interesante aspecte, acestea sunt două poze din interior, este că există un anfiteatru de peste 500 de locuri, cu mobilier de lemn și piele furnizate de firma, foarte interesant, Maple, din Londra. Are 4 săli de lectură și depozite, dragilor, un sistem special de ventilare și iluminare indirect din plafon, iar stilul evident este stilul Ludovic al XVI-lea, tipic pentru final de 1800. Iar chiar și Dimitrie Gusti menționează acest lucru, este întâia sală de conferințe publice în miezul orașului, pentru că încă noi nu aveam o sală de conferințe, nu ajungeam la acel nivel încă și de la acest moment, final de 1800, putem spune că avem la un nivel ca toate celelalte capitale. Practic, a devenit și un punct de atracție pentru bucureșteni, iar Fundația Universitară dispunea numai de o nouă sursă de venituri, dar practic Dimitrie Gusti ține ședințele Institutului Social Român în această clădire, s-au ținut prelegeri ale Facultății de Drept până să fie construită aripa, clădirea facultății, cursuri de istoria artei au fost ținute de Alexandru Țigala Samurcaș în această clădire, deci mai multe persoane importante culturii române au adus un început prin aceste conferințe și o plus valoare în cultura bucureșteană. Lângă, sau chiar în spatele clădirii, avem Casa Paucescu. Așa era clădirea originală și asta e singura poză făcută de la distanță sau practic singura poză existentă până acum din perioada comunistă. Clădirea era mult mai mare, părți din clădire au fost demolate, mai ales datorită extinderii și construcției de blocuri din spate, în perioada 1930. A fost ambasadă, mai întâi a fost casa lui Paucescu, Grigore Paucescu, care a fost ministru de război în timpul lui Carol I și a primit casă chiar într-o zonă cea mai importantă din fața Palatului Regal.
Ambasada Austro-Ungariei, ambasada până la schimbarea ei în perioada comunistă, când este folosită de către securitate ca loc de detenție și tortură pentru toate persoanele suspecte. În 1990, în momentul în care a început să curețe toate clădirile, s-au descoperit în subsolul clădirii pete de sânge pe pereți. Au fost făcute foarte multe poze, filmări. O parte din ele au fost postate și pe YouTube. Se pot găsi în cadrul unei filmări în întregime cu toată zona palatului din 1989 și puteți vedea, practic, oamenii intrând în anumite încăperi folosite de securitate. În 89 este afectată în urma incidentelor între armată și teroriști. Un război hibrid care a costat foarte multe vieți, care nu intrăm în detaliu acum, dar care a distrus de asemenea foarte multe clădiri și puncte din oraș și foarte multe vieți pierdute. Așa arăta clădirea la început de 90. Motivul pentru care s-a tras în ea, pentru că se spunea că există lunetiști. În momentul în care Iliescu a apărut la știri și a spus că a dat anunțul cu teroriștii și că majoritatea dintre ei sunt în securitate, au fost luate cu asalt clădirile importante ale securității. Cea de aici, care se numea, aparținea direcției a 5-a, care era cea care se ocupa cu interogările și torturile, zona din cartierul Primăverii, care au fost de asemenea alte case sau puncte de interogare, și alte zone din București care au fost afectate. Dar aceasta e cea mai afectată clădire. A fost lăsată în paragină mult timp, până în început de 2000, când unii arhitecților din România decide să o salveze, sau ce putea să o salveze din ea, ca să vedeți, uitați cât de afectată era, și se gândesc să construiască noul lor sediu în interiorul clădirii. Acum, nu știu, poate pentru mulți dintre bucureșteni se uită la ea și spune, wow, ce este această monstruozitate? Eu vă spun doar să vă uitați legat de povestea în sine. Ei au salvat fațada, au avut și o cafenea la un moment dat și au construit sediu, dar au păstrat urmele de gloanțe doar cu intenția de a păstra o memorie a orașului din timpul lui 89. Că altfel puteau să o distrugă foarte simplu și să facă clădirea. Intenția a fost doar de păstrare a fațadei. Nu e vorba de cât poate arată urât, poate arată, depinde de păreri, ci ideea în sine de a păstra o memorie în faptul că aici s-a tras în 89 și încă se mai pot vedea urme de gloanțe sau fațade de clădire afectate. Deci cu acest scop a fost făcut. Și din nou revenim la acea poză, da, cu piața Revoluției, în care vă arăt așa periodic pe unde am trecut. Avem fundația, imobilul care v-am spus că a fost distrus. Aici a fost și o bancă, sau Palatul Băncii Națiunii, care a fost de asemenea distrus. S-a făcut loc și aici avem practic monumentul Chiftelei, celui tras în țeapă, monumentul Revoluției, varianta de mai devreme, varianta bucureșteană, că mulți o numim așa. Și aici era practic Ministerul de Interne, așa arăta inițial, poza de pe rezistența.net, puteți găsi foarte multe poze pe rezistența.net despre Bucureștiul interbelic. Chiar vă recomand. Puteți vedea chiar aici, dacă vă uitați atent, și Biserica Crețulescu cu hanul, da? Uitați ce intrare largă și extinsă avea biserica până să fie demolată de asemenea. Această fațadă tot în anii 30. Biserica, pentru cei care nu știu cum o avem noi astăzi, o minune cum a rezistat în perioada comunistă, dar
mulțumită preoților care au luptat pentru păstrarea lor și arhitecților, unor arhitecți români. Aici se arată zona hanului Crețulescu și a bisericii în raport cu zona palatului. Toate aceste clădiri, da, avem aici fundația universitară, Palatul Regal, imobilul Jockey Club, Banca Națiunii, Ministerul de Interne și foarte multe, foarte multe case, foarte multe case, până să se construiască Bulevardul Maghiar. Deci, vedeți, era exact ca o zonă de mahala în această parte, fără nicio exagerare, în care ușor, ușor, din anii 30, începe Bucureștiul să se extindă. Se extindă cu clădiri Art Deco și artere mari, largi, exact ca în Berlin, Paris și alte capitale. O poză din apropiere acum hanului Crețulescu, uitați ce intrare fain avea. Asta e poza din anii 30, până la demolare, da? Uitați ce intrare în corpul bisericii. Uitați ce frumos era. Și ușor, ușor, trecem mai departe, trecem de hanul Crețulescu și ajungem la o altă clădire importantă, care nu mai este astăzi decât doar fațada reconstruită. Teatrul Național. Teatrul Național, primul teatru, de altfel, din București, creat la 1948, un teatru care cunoaște foarte multe staruri românești, foarte multe actori de seamă, și, din păcate, la cutremurul din 40 este puternic devastat, împreună cu majoritatea clădirilor înalte și spațioase ale Bucureștiului. Deci structura ei de rezistență a fost afectată, dar a fost restaurată chiar în timpul războiului. Teatrul a fost reparat, zidurile scenei au fost integrale făcute din beton armat și toate fisurile au fost consolidate până la venirea comuniștilor, când până atunci am avut bombardamentele din 46, uitați cum arăta teatru. Nu putem spune că, cum am fost văzut și poza cu Ateneul de la început, care a fost foarte puțin afectat în urma bombardamentelor, atât a aliaților cât și a nemților. Nemții au bombardat Calea Victoriei în momentul în care am întors armele, evident, încercând să bombardeze Palatul Regal și turnul de comunicații, telecomunicații, care îl știm astăzi ca Palatul Telecom sau Palatul Telefonelor. În 1946 s-a înconjurat toată clădirea și s-au pus posterele cu Votați Soarele, care era sloganul de campanie al Blocul Partidelor Național Democrate, sau mai bine spus, al partidului, viitorului partid comunist susținut de URSS. Așa arăta din nou până la momentul alegerilor. Deci, intenția a fost de restaurare. Au fost foarte mulți arhitecți, ingineri de valoare ai momentului, ca Ion Vardala și Dumitru Stan, care au încercat să, până și Prager, că teatrul poate fi reparat cu relativ o cheltuială relativ modestă, însă a zis, da, dar nu avem suficient bani și a fost distrus. În acest fel avem clădirea de astăzi, avem Novotelul, care foarte multe persoane, inclusiv eu, mă uitam la ea, gen, ce au vrut să facă cu această clădire, de ce au construit-o, mă rog, atât de mare raportul acesta, clar obscur în arhitectură. Vedem în 2009 se construiește Novotelul, dar în același timp UAR-ul, un arhitecților români, decide sau fac un parteneriat cu cei de la Novotel să reconstruiască fațada Teatrului Național. Deci aceasta nu este parte din vechiul teatru, a fost reconstruită, dragilor, să arate exact la fel cu originalul. S-a făcut pe sticlă ideea de a se reflecta stilul hotelului continental din față, vis-a-vis, pentru a se reflecta stilul francez. De aceea s-a pus sticlă, special în intenția de a vedea frumosul din față, ca o reflecție, că odată a fost Bucureștiul făcut doar cu clădiri așa faine.
o poză de ansamblu din anii 30 cu Teatrul Național, faimoasa berărie Gambrinus, originala berărie Gambrinus, nu este cea de lângă Hotel Cismigiu. Să țineți minte, aceasta a fost celebra berărie Gambrinus a lui Ion Luca Caragiale. Încă o berărie, berăria teatrului, da, că avea nevoie de suficiente mese pentru toți artiștii, Hotelul Continental și Casa Vanix sau magazinul lui Dragomir Niculescu, care și acum, dacă treceți pe lângă, s-a redeschis cu poze din vechiul București sub același nume, la Dragomir Niculescu. Avem aici o poză cu originalul Gambrinus, iar în partea dreaptă este scena din filmul Mofturi, 1900, cu niște actori de seamă, începând cu Birlic, filmat în anii 60, început de 60, și evident a fost recreată toată această parte, pentru că Gambrinus nu a mai rezistat până atunci, clădirea în sine, dar ideea de a surprinde exact atmosfera, chiar vă sugerez să vedeți sau să revedeți acest film jucat de niște actori de seamă, mai ales în memoria lui Ion Luca Caragiale, dar și memoria culturii, prin această clădire de seamă a lui Caragiale, prin care toți scriitorii și poeții veneau în București. Ușor, ușor, tot în această zonă, mai aveam, sau pe lângă, înainte de berăria teatrului, era o cofetărie celebră, Fialkovski, cofetărie cafenea. Ea a devenit ca o adevărată instituție, spunea Constantin Bacalbașa. Ea s-a mai numit și Casa Toroc, a aparținut unui croitor pe nume Toroc. Acesta extinde clădirea, pe lângă croitorie are și un birt, cofetării și mai multe spații. Pe urmă vine polonezul Fialkovski, care închiriază casa de la Toroc, și practic începe periplul cafenelelor și cofetăriilor bucureștene. Întreg parterul și subsolul a fost deschis în cele mai renumite locale de cofetărie și cafenea. Deci aici vorbim înainte de Capșa. Înainte de Capșa. Aici se degustau toate lucrurile dulci, cât și lucrurile politice și problemele politice. Aici vorbim de scriitori Caragiale, Macedonski, Filimon, Grigore Ventura, Notara. Aici își făceau veac, mai ales fiind foarte aproape de, practic, de locul lor de muncă. O altă poză, cum s-a trecut, da, de la vechiul sistem de case în stil Belle Époque la sistemul Art Deco, da? Care, cu toate că au înlocuit vechile case, nu putem spune că nu arată fain. A fost reconstruit toată artera, aici a fost blocul Adriatica, încă se mai vede ceasul deasupra, blocat la ora 4 fără 5 din 1994. În continuare, toate aceste clădiri, poate pentru mulți care nu știu, nu au fost făcute în perioada comunistă, ci în perioada interbelică. De ce spun acest lucru? Că clădirile nu sunt restaurate și au foarte multe intervenții post-89 cu tot felul de fiecare făcându-și cât un termopan, nerespectând sau stilul întreg al blocului, al clădirii, mă rog, și nu este restaurat și îți dă acest aspect neîngrijit, mai ales al blocurilor gri, care le toți, cu toții le știm. În același timp, lângă sau vis-a-vis de Teatrul Național, avem Hotelul Broft, care a devenit în viitor Hotelul Continental. Hotelul Broft era inițial un hotel de lux cu 48 de camere, dragilor, și un restaurant franțuzesc la parter. Ce e cel mai important lucru de știut? Aici și-a deschis o afacere o persoană pe nume Jobin. El este cel care a adus moda pălăriilor bărbătești înalte în București. De aici vine numele de Joben.
de la acest domn care avea numele magazinului Joban, chiar în această locație. Să ține seama. Pe cine a găzduit? Important de menționat, Vasile Alexandrii, Carol Davila și chiar și învinsul de la Plevna, prizonierul de război, aflat în drum spre Rusia, Osman Pasha, cel pe care în momentul în care Carol I trece cu armata, defilând victorios calea victoriei, Osman Pasha vine și îl salută cu tot respectul cuvenit învingătorului. Se dezvoltă în stil francez. Unul din marii proprietari este nimeni altul decât Manahen Elias, exact cel care a înființat și spitalul, sau fundația Elias. Urmașii de fiul său Jacques împreună au menținut hotelul la standarde înalte. Devine celebru pentru că aici se serveau cele mai bune mâncăruri românești în oraș și știu că și ai mei spuneau că aveau una din cele mai tari cofetării la cofetăria continentală. Alți artiști, alți scriitori care veneau de seamă. Continuând pe partea opusă, unde este astăzi Palatul Telefoanelor, înainte se numea Grădina Ote Teleșanu. Grădina de vară, uitați ce mare era, restaurant, teatru de vară. Erau foarte multe teatre de vară, pe lângă cel de la Teatru Capitol sau Alhambra, care chiar s-a deschis de curând, a fost restaurat. Pentru cei care nu știu, este pe strada Hotelului Capitol, coborâți practic, spre un șir de clădiri care au început să fie restaurate și o să vedeți o clădire mică care înainte era în paragină, era un mare mural al lui Pisica Pătrată, opream de cele mai multe ori acolo cu turul și speram să fie restaurat și astăzi am ajuns. Este restaurat și vor fi organizate evenimente, expoziții și poate și teatre în aer liber. Era cunoscut pentru că toată lumea din București, toată lumea bună venea pentru un dans fain la vinil și evident pentru mâncare. Să vă arăt exact așa pe o hartă mai veche. Asta e o hartă de la 1871 al unui colonel otoman. Și își făcuse practic aranjamentul și schițele cele mai importante clădiri. Pe lângă biserici importante, arăta grădina Ote Teleșan. Uitați cât de mare era, dragilor. Da? Chiar pe calea Victoriei, unde noi am uitat foarte mulți dintre noi și există cărți în care arată cum ce grădini faine erau pe lângă Cismigiu în București. Doar o scurtă completare, te rog, pentru că ai menționat Alhambra, care se deschide în seara asta. Din păcate, noi nu suntem dintre cei care suntem foarte fericiți de ceea ce s-a întâmplat acolo. Considerăm că atunci când este vorba despre restaurarea unei clădiri de patrimoniu, lucrurile trebuie făcute conform legii. A fost o restaurare făcută în mai puțin de 6 săptămâni, fără niciun fel de aviz de nicăieri, așa că s-ar putea ca uneori aceste restaurări pe repede înainte să afecteze mult mai mult decât clădirea care era până la urmă lăsată în paragină. Așa că vom vedea ce se va întâmpla în continuare cu Alhambra. Scuze că am intervenit. Nu scuze deloc, e o completare foarte bună, mai ales că și eu susțin de fel restaurările, nefiind specialist, dar iubitor al frumosului și al clădirii originale. Una e să restaurezi în stil original, alta e să faci, cum știm și astăzi, restaurările respective. Eu nu știam acest aspect, e binevenită completarea, să vedem, da, să vedem cum o să fie văzută și primit acest restaurare. Să vedem pe viitor, dar e binevenită mențiunea. Foarte mulțumim, Anita. Și am găsit o altă poză, dragilor, cum arăta hotelul Ote Teleșano, da, ca să vedeți pe calea Victoriei. Uitați ce îngustă era artera.
câte clădiri importante erau. Aici era și un teatru evreiesc, și Han, teatru Bosel, au fost, pentru că evreii au făcut parte din cultura bucureșteană și au avut foarte multe clădiri importante, mai ales în zona Pieței Unirii, Palatului Parlamentului și magazinului Unirea. Această fotografie e făcută la 1875 de un important fotograf al Bucureștiului, Franz Dușek, care a surprins cele mai importante imagini ale Bucureștiului. Și în timp, locul se schimbă, capătă altă formă, apare Palatul Telefoanelor în anii 30. Sau primul zgârie nord românesc, nu? Model american, inspirat după Empire State Building. Doi arhitecți americani, Louis Weeks și Walter Troy, 52 de metri înălțime, ceea ce era un record pentru acele timpuri. Și chiar dacă este o adăugare interesantă a arhitecturii din zonă, nu a fost primită cu bucurie de bucureșteni. Am găsit, spre exemplu, ca să vă fac o mărturisire și o completare, o explicație sau o mărturisire a lui Nicolae Iorga. Nu i-a plăcut această clădire atât de impozantă și a numit-o brutalistă la acel timp și îndemna toți bucureștenii să meargă pe partea franceză, pentru că așa în toată zona asta erau numai clădiri în stil francez. Dar ca să vedeți că nu e vorba numai de gusturile de azi, de ieri, de gusturile de azi și de mâine, ci și cele de ieri. Tot la fel au văzute. Și că tot vorbim de îndemnul lui pe partea franceză, astăzi avem această clădire, da? Unde e cunoscut pentru umbrelele din interior și faptul că cel mai important loc de poze din București, printre altele. Acesta se numea inițial Cinema Select. Poza este din 1931. Clădirea construită la început de prim război mondial, era unul din cele mai vechi cinematografe bucureștene. Și aici a fost o perioadă și Teatrul de Copii Țăndărică, care va funcționa până în 1990, când se va muta în zona Pieței Romane. Dar ca să știți, pentru cei care treceți prin clădire, că la un moment dat a fost o sală de cinema, lângă ea a fost acest sediu, clădire foarte interesantă în stil francez, al ziarului L'Independance Roumanie. De ce este important? Pentru că în această zonă, pe lângă ziarul în sine, care promova foarte mult mișcarea românilor și emanciparea tuturor oamenilor de cultură români împreună cu cei francezi, era și un alt cinema. Aici e interesant. Am găsit următorul anunț la rubrica Spectacole din ziarul Universul, data 6 iulie 1896. Dăm citire. În fiecare dimineață de la 10, 12 și după amiază de la 4, de la orele 16 până la orele 22, la Teatru Hugo, așa se numea inițial, în cadrul clădirii, se țin ședințe cu cinematograf a domnilor August și Louis Lumière din Lyon. Intrarea, un leu. Erau, practic, dragilor, 8 ore de proiecții zilnice de filme cu durata de un minut. Până că știm noi că avem acel film celebru cu Omul de pe Lună, erau mai multe, poate erau mai multe decât știm noi inițial, dar se și repetau pentru toată lumea să aibă acces la aceste filmări, aceste filme. O chestie incredibilă, sau pozele care rulează în timp real, așa se mai numeau. Și după aceea au fost cu program zilnic de seară, intrarea tot un leu, extinzându-se mai ales și pentru familii cu copii care până atunci nu veneau. Lângă noi, din nou continuăm,
ușor, ușor avem teatru Odeon, un teatru foarte frumos, foarte cochet, unde se joacă cele mai multe spectacole de comedii. A fost redenumit și Teatrul Muncitoresc, CFR, Giulești, după 1946. Și un lucru interesant, Sala Majestic este una din cele mai elegante săli de teatru și singura din Europa, poate au mai apărut între timp să nu greșesc, dar la un moment dat a fost și este cea cu taravan glisant. Iar în 90, Teatrul Giulești schimbă denumirea în Teatrul Odeon. Nu știm astăzi. Și continuăm pentru că ajungem la Hotel Capitol, Hotel Frascati și Hotel Capșa, sau cel mai important binom Capitol-Capșa, sau cea mai importantă zonă din București, cea mai fotografiată zonă din București. Hotel Frascati, care inițial era în această zonă, astăzi este Constantin Tănase, sau primul teatru, prima manifestația Moulin Rouge-ului bucureștean sau teatru de revistă și construită în stil Art Deco. Avem aici și o damă care lumina la un moment dat seara, evident, în tipicul modei și dansului Moulin Rouge. Hotel Capitol, care a avut mai multe înfățișări și altă denumire, se numea Hotel Louvre. A fost și magazin la parter, a avut și una din cele mai importante cafenele din oraș, care concura cu Fialkovski și după aceea cu Capșa. Clădirea se schimbă, în timp vedeți mai multe poze, însă arhitectura nu suferă mari schimbări, ci doar la parter și, mă rog, cu reclamele de bază. Cafenea se numea Cafe Royal și se închide în 1945. Aici veneau foarte mulți ofițeri ai armatei române, cât și străini, și mai ales când București a fost ocupat de trupele germane. Și vă dați seama că era un loc frecventat de damele din București, de cei care jucau poker și mai ales de spioni. Era un loc foarte bun de a colecta informații împreună cu Hotel Atene Palace. Și el a fost serios avariat în timpul bombardamentelor din 44. În perioada comunistă este în anii 50 Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, Centrocoop, și este redeschisă după 1976, modernizări, renovări, sub numele de Hotel Capitol. În același timp, lângă Capitol avem practic concurența. Concurența cea mai, să zicem, dură din oraș, pentru că l-avem pe Capșa. Capșa, care își face ucenicia în Paris, dezvoltă și putea să rămână putea să rămână în Paris. Este un fost bucătar al lui Grigore Ghica. Îi se face ofertă de a rămâne în Paris, de a fi furnizor principal la case regale franceze, însă refuză. El vrea să vină în București, se deschide prima cofetărie care servea bomboane în ciocolată învelite în staniol, frumos lucrate, ca cele din Paris. De ce? Să concureze cu dulciurile stil oriental, dragilor. De aceea, pentru că erau la mare căutare. Vorbim de un București foarte cosmopolit. Vorbim de un București, până la acea dată, un amalgam de arhitecturi, cât și de mâncăruri. Pe de o parte puteai servi dulciuri orientale, la Capșa puteai servi mai ales acele bomboane, ciocolată, în care doamnele erau înnebunite pentru ele. Și a avut deasupra cafenelei, deasupra cofetăriei și o sală de bal, cunoscut-o ca Slătineanu, unde aveau loc cele mai frumoase baluri din capitală la un moment dat. Și ca să încheiem așa povestea lui Capșa, Nicolae Crevedia îi dedică o epigramă. Spune așa: La Capșa, unde vin toți seniorii, local cu două mari despărțituri, într-una se mănâncă scriitorii, în alta se mănâncă prăjituri.
și inițial se numea la doi frați, Constantin și Grigore Capșa. Constantin se retrage din asociație în 1876 și rămâne numai Grigore. El, alături de cofetărie, îl extinde afacerea și creează și hotel, care este astăzi unul dintre cele mai căutate din București. Și aici avem școala de cofetărie. Dragilor, uitați, prima promoție. Lângă, că tot vorbim de baluri și că erau organizate în locuri mici, se creează celebrul Cerc Militar Național. Prima clădire dedicată ofițerilor români, început în 1909 și inaugurat în 1924 în stilul operei din inspirație după opera din Paris. Da? Deci, puneți dumneavoastră dacă seamănă sau nu, vă dați seama că nu seamănă în totalitate, dar are câteva influențe mari. Are niște săli importante. Aici s-au organizat și se organizează foarte multe baluri, mai ales de sfârșit de an, pentru studenți, liceeni. Aici am avut și eu balul de sfârșit de clasa 12-a, ține minte toate evenimentele și mai ales că este un restaurant încă deschis și vă invit pe toți cei care sunteți în București sau veniți pentru prima dată și ascultați, să vă aduceți aminte cum era să stați să serviți o cafea sau un prânz într-un restaurant încă păstrat în stil francez. Da? Deci prețurile sunt foarte accesibile, mai ales că este aparținând casei armatei. De asemenea, pentru ei sunt în regim de preț militar. Încă se organizează evenimente militare, baluri specifice pentru veterani și cei din alte persoane din armată și invitați străini, NATO și așa mai departe. Ideea construirii unui palat pentru ofițeri a aparținut generalului Eraclie Arion, care în 1889 își exprimă dorința ofițerilor din București, în timpul unei adunări, de a avea un local propriu. Și astfel începe și se conturează ideea creării palatului. Aceasta e o poză din perioada interbelică, iar arhitectul, că au fost mai multe variante, cea mai bună variantă este aceasta, Dimitrie Maimarolu, sau proiectul Lux, cum era denumit. Stilul francez sau neoclasicism eclectic. Da. În aceea zonă unde aveam cercul, înainte a fost o biserică celebră, Biserica Sărindar. Biserica Sărindar, care foarte importantă în timpul lui Matei Basarab, el a ridicat-o, a fost cunoscută pentru o cârciumă. A avut o cârciumă în mănăstire și pentru, în același timp, o vestită pentru o icoană făcătoare de minuni. Și cum a primit dreptul de a ține cârciumă? Că asta poate fi întrebarea cea mai interesantă. Păi, pentru mănăstirea nu avea unde să-și vândă vinul și a primit dreptul de a deține o cârciumă unde să-și vândă vinul, fiind scutită de fumărit, căminărit, de vamă, de vin domnesc și de toate alte lucruri ilegale. După 1880 se interzice menținerea slujbelor, pentru că este grava variată de-a lungul timpului și se demolează pentru crearea noii clădiri. Jos aici vedeți o serie de statui. Aceste statui, în același timp, au fost puse cum, dacă vă mai aduceți aminte, mai devreme pe timpul slide-urilor, aveam un arc de triumf și v-am spus de primirea lui Franz Josef. Toate aceste statui aparțineau de primirea lui Franz Josef din 1896. Iar lângă cercul militar sau biserica Sărindar, uitați încă se pot vedea statuile, avem o vedere foarte faină pe care am putut să o găsim al hotelului Du Boulevard, care acum a intrat în restaurări. Trebuia să fie deschis ca hotel, acum urmează să fie refăcut și finisat și probabil o să fie deschis din nou ca hotel, că sunt multe redeschideri în București și renovări. Este unul din cele mai vechi hoteluri din București. Arhitectul clădirii este Alexandru Orăscu și el devine
practic sediu nu numai ca hotel cunoscut, dar și pentru recepții diplomatice, dragilor. Dineuri de gală, baluri somptoase, aici se ține în București, mai ales la parter. Se pot găsi poze pe internet, pe Google, cu interiorul clădirii. Și încă s-au mai ținut de-a lungul timpului chiar și expoziții de artă, de Paște, pentru artiști și designer români s-au închiriat spațiul hotelului de bulevard pentru diferite evenimente. Continuând pe calea Victoriei, ne apropiem ușor-ușor de Piața Națiunilor Unite. Avem acest bloc Rosenthal care recent este restaurat în urma restaurării hotelului Marmoroș sau fostei bănci Marmoroș Bank. Azi hotelul Marmoroș, pentru cei care n-au fost, chiar vă invităm, este foarte fain. Am fost recent și l-am văzut, foarte fain făcut, cu stil, cu gust, de un grup de un grup hotelier lituanian. Neapărat să mergeți să vedeți, e o bijuterie. Inițial era una din primele clădiri din București cu prăvălire retrasă pe la bulevard și a avut mai multe folosințe. A fost un loc unde se puteau inițial pentru funcționarii BNR pentru a-și avea diferite activități, cursuri de limbi străine gratuite, excursii în afara Bucureștiului și punea și de asemenea sala de sport. Deci era o clădire destinată special pentru angajații BNR-ului cu diferite activități. Și de partea cealaltă, azi a intrat în renovare, sau sper că am văzut că e acoperită, sper să intre renovare, fostul sediu al Poliției Capitalei, cum arăta inițial și cum arăta de fapt primul sediu al Poliției, dragi. Asta era primul sediu al Poliției de la 1856, sau Casa Meitanii, al fotograf important al Bucureștiului, Ludwig Angerer. Acesta a fost primul sediu al Poliției. Nu arăta prea bine. Practic, în timp este cumpărată de diferiți proprietari, se este extinsă și ajunge la acest mic palat al Poliției și la acest palat pe care îl știam cu toții în anii 30. Are o poveste plină de intrigi și secrete. De ce? Pentru că în literatura și în ziarele vremii din anii 30 vorbim de acea perioadă în care Carol al II-lea era un cunoscut jucător de poker, un împătimit al jocurilor de noroc și mai ales că avea prieteni de seamă invitând. Unul din acestea fiind prefectul poliției Gavrilă Marinescu, bun prieten al lui Carol al II-lea, și în care începea să facă discuțiile politice cum le știm noi astăzi, de intrigi, așa erau și atunci. Se spune, și am citit câteva articole din seria respectivă, seria se numea Gavriliada, o serie de articole ale jurnaliștilor vorbind despre cum a câștigat o sumă importantă de bani la poker Marinescu și cu suma respectivă a putut să construiască sediul prefecturii, cu dovezile de unde veneau bani. Practic, un serial în acesta, un tabloid de șoc nemai văzut, nemai întâlnit pe acest subiect. Vis-a-vis de prefectura poliției avem intrarea în palatul, în culoarul Villa Cross. O intrare superbă, în stil potcoavă sau domul Milano din București, într-o formă mai mică, cu aceste tavan de sticlă. Bucureștiul sau Calea Victoriei a avut foarte multe intrări și ieșiri în acestea scurte. Aici avem pasajul englez, după numele unui proprietar englez care și-a deschis un hotel aici, la final de 1800. Acest pasaj încă există și este în zona, în fața hotelului Novotel. Doar aceste două pasaje au rămas de pe Calea Victoriei. Inițial deschideau posibilitatea multor vânzători pentru a-și avea afacerile aici și
De asemenea, pentru anumite magazine de lux, cum era hotelul, și hotel și pasaj Villa Cros, unde se găseau cele mai faine blănuri și bijuterii. Și pentru că era vorba de bijuterii și blănuri, avem magazinul Victoria, dragilor, care inițial, sau copia magazinului Lafayette din Paris, din nou, așa arăta inițial, așa arăta înainte de cutremurul din 77, după cutremurul din 77 a fost restaurat, dar nu în păstrându-se același stil. Exact cum spunea și colega mea Anita, contează foarte mult, atunci nu puteam vorbi neapărat de păstrarea unui stil, datorită ideilor regimului, dar după 90 puteam vorbi de o păstrare și azi contează enorm de mult cum se păstrează. Locul cel mai important din oraș, unde, la magazinul Victoria, asta este restaurarea făcută în perioada anilor 80. Unicul magazin occidental din țară, așa spunea o reclamă din 1937, ca varianta de Lafayette în București. Da? Lângă magazinul Victoria, sau unde este astăzi, sau era clădirea BCR-ului, acea clădire mastodon din sticlă, era un alt hotel frumos, extrem de frumos, un palat enorm, Hotel de France. Era una din cele mai emblematice clădiri ale orașului. Și spun asta pentru că am găsit foarte multe poze în albume despre vechiul București, reprezentative pentru micul Paris, cum era denumirea capitalei. A avut mai multe denumiri, Hotel de France, Hotel Lafayette și Hotelul francez, practic de traducerea în română. Belle Époque, cele mai cochete de la acea vreme, și găzduia o altă berărie care se numea Vârful cu Dor, alt loc care făcea competiție lui Gambrinus. A variat foarte grav la cutremurul din 40, iar în 77 o latură a clădirii s-a prăbușit. Practic, a fost demolat 2 ani mai târziu, cu toate că, din nou, specialiștii vremii, exact ca și la Teatrul Național, erau de părere că putea fi refăcut. Îi cred pe cuvânt, pentru că nu era complet demolat. Deci încă se putea repara acoperișul. Avem lângă, uitați, clădirea fostului BCR, Cecului, o clădire din nou impozantă și extrem de bine păstrată, una din puținele păstrate exact ca de la început. Din nou pe planul Papazoglu, era o biserică cu un han, Sfântul Ioan cel Mare. De asemenea, în fața ei, lângă hanul, lângă Stavropoleos, mai era un han, hanul Constantin Vodă, unde astăzi avem, practic, Muzeul Național de Istorie, sau fostul Palat al Poștelor, și Cecu. Îl vedeți aceste două hanuri adiacente. O poză interesantă din timpul construcției fundației al Cecului. Aici au început de fapt construcția cu seiful. Aici se află seiful. Începe construcția la 8 iunie 1897, evident sub atenta supravegherea lui Carol I și a reginei Elisabeta, de altfel cei care pun piatra de temelie, arhitect Ion Socolescu, stilul francez. Vă arăt câteva poze din interior și din afară. Vedeți cât de goală era această parte, încă nu i-a apăruseră clădirile, era o zonă ca o mică grădină în jurul Palatului Cec. Uitați interiorul, dragilor, cât de fain e. Se poate intra la un moment dat, am reușit să intru, trebuie doar să intrați, să mergeți, să vedeți, vorbiți cu paznicul și spuneți dacă puteți intra doar pentru a vedea clădirea. Și vedeți această superbitate stil francez din București cu o cupolă superbă și stilul italian al băncilor, prin care chiar dacă era o clădire enormă, ecoul nu putea fi auzit sau ce vorbeai cu bancherul, chiar dacă era coadă și secretele tale erau păstrate între tine și el. Conceptul de ceas, evident, important de menținut, e adus și promovat de Carol I, mai ales văzând el fiind german și văzând că noi fiind cu timpul în urmă sau cu 5-10 minute întotdeauna întârziam. Fiecare clădire începe importantă din București, cum e Palatul
fundația universitară Carol I, CECU, încep să aibă ceasuri. De ce? Când se vedeau cele mai importante întâlniri între politicieni sau oameni de cultură, și trebuiau să fie în aceste clădiri și să nu mai aibă motiv de dispută că ai ajuns la timpul original, ci uite ceasul setat după ora regală. În partea opusă e poza cu timpul construcției fundației Muzeului Național de Istorie. Credeți să Stavro Poleos în spate, încă mai avea o urmă din partea fostului Han, Stavro Poleos. Acesta era Hanul Constantin Vodă, demolat pentru construcția Muzeului Național de Istorie. Uitați cât de mare era. Mult mai mare ca Hanul Manuc. Da? Și o superbitate de clădire, din nou. Tramvaiul, de asemenea, trecea prin fața, la un moment dat, clădirii. Făcut la 1892, Alexandru Săvulescu, arhitect, inițial Palatul Poștelor. Iar poșta atunci ținea de Ministerul de Interne. Au fost trimis, de fapt, pe banii statului să studieze alte palate de poștă din Milano, Zurich, Budapesta, Geneva. Și a fost adoptat planul din Geneva. Așa da plan sau așa da excursie de studiu și eu m-aș fi dus doar în atâtea orașe și capitale, doar pentru a mă inspira pentru o clădire. Uitați clădirea poștei din Geneva, ca să vă faceți o idee. Și am ajuns la final, ușor, ușor. Am reușit să trecem prin toate, poate grăbit un pic, dar cu punctele esențiale, că vreau să vă arăt absolut tot ce am. Piața Națiunilor Unite, locul unde terminăm în apropierea Parlamentului. De Parlament nu o să vorbim ca proiect în sine, pentru că nu ne concentrăm pe subiectul lui, ci pe ce a fost înaintea lui și ce s-a pierdut, frumosul care a fost înaintea lui. Piața Națiunilor Unite a avut mai multe clădiri. În zona aceasta era, de fapt, o clădire a lui Toma Cantacuzino de pe la început de 1700, cumpărat de Brâncoveanu, devine un palat al lui Brâncoveanu și devine o perioadă scurtă și Institut de Patologie și Bacteriologie Victor Babeș, la final de 1800. Dar clădirea rezistă doar până în 1912, aflată în ruină, nerestaurată, intră proprietatea statului și este demolată. La scurt timp după aceea, prin anii 20, vedeți o nouă fațadă și o nouă restaurare a zonei, vedeți această fundație, da? Această fundație care inițial s-a plantat pentru crearea pieței Senatului, dragilor. A fost un plan niciodată finalizat pentru construcția unei clădiri a Senatului, exact ca un Capitoliu românesc. Și asta mi se pare cel mai interesant proiect care nu s-a întâmplat. Uitați, o variantă a Capitolului românesc care trebuia să fie sediul Senatului. Așa trebuia să fie făcut. Proiectul este al lui Ernst Dönau și Dimitrie Maimarolu. Câștigă premiul întâi la un concurs de arhitectură, dar a fost întrerupt din cauza războiului. După aceea, în anii 30, din nou este prezentat în 1935 planul de construcție. Ei au reușit să ridice doar coloanele care se află astăzi în fața blocului U și cel turn, da? Și tot din cauza războiului se întrerupe construcția. Mai vedeți și un alt grup de belării și căsuțe în fața pieței Senatului, cum arăta și acest teren viran. Deci nu s-a mai întâmplat. Și doar coloanele au fost ridicate și a construit acest complex în anii 50. În fața clădirii este o fântână a unui membru important al familiei la Hovari. Dacă vă întrebați ce s-a întâmplat cu Emanuel la Hovari, este unul din puținii sau faimoșii oameni care au murit în timpul unui duel. Emanuel la Hovari, ziarist român, care se spune că
în 1897, pe urma unor polemici din ziare, cu o polemică violentă cu Nicolae Filipescu. El atacă politica pe care el o ducea și acesta îl provoacă la un duel. Au fost foarte multe dueluri și în istoria familiilor nobiliare românești. Poate vom face la un moment dat o poveste despre o expunere despre acest aspect și ce însemna codul duelului și cum se practica. Iar Emanuela Hovari acceptă practic oferta și este omorât. Iar după urma lui se construiește această fântână în memoria lui în 1903. Clădiri dispărute din vechiul cartier, Uranus, Izvor și Pieței Senatului, aveam opereta, avem și Biserica Sfântul Spiridon vechi, demolată și reconstruită în același stil, fără clopotniță, una de puținele fără clopotniță, și una care are centru de ajutor Nadia Comăneci, care a fost susținut de Nadia Comăneci în anii 90 și continuă să fie. Aceste clădiri, practic, sunt o parte din cele 9.000 aproximative clădiri care pică la demolările din 86, ca și piața Operetei, podul de la Operetă, plus alte clădiri din zonă. Una importantă fiind Mănăstirea Mihai Vodă, care este în apropiere de Palatul Parlamentului, mergem așa pe traseul lui, fiind un întreg complex de mănăstiri și hanuri, chiar și de o curte domnească, se numea Curtea Veche sau Curtea Arsă, care a fost distrusă și incendiată de multe ori, pe locul Palatului Parlamentului de astăzi. Mănăstirea, aceste ilustrații, tot din Bucureștiu, este extrasă din Gheorghe Leacu, O viață printre case și culori, făcută în acuarelă, foarte fain făcută și vă arată așa o imagine pitorească și nostalgică a Mănăstirii Mihai Vodă. Extrem de mare, care a deținut și arhivele statului, a fost reședință domnească, spital militar, școală de medicină și arhivele statului. A avut un zid care înconjura toată clădirea, toată biserica, stil brâncovenesc, neoromânesc apoi. Și chiar în centrul curții se afla și un sit arheologic în perioada geto-dacică, fiind foarte bine păstrat și considerat una dintre mănăstirile cele mai mari ale țării, cu alta distrusă tot din București, Mănăstirea Văcărești. Nu știut. Și toate aceste clădiri importante, dragilor, pentru cei care nu știu, mă arătau doar o mică parte din străzile pierdute și casele pitorești care se aflau în zona palatului și care au dispărut. Toate acestea ne aduc ce au aminte de cum era inițial București. Un amalgam de mici străduțe, berării, case în stil oriental, prăvălii, stil francez și nu numai. Foarte mic, foarte cochet, dar nu numai apărat cochet. Un oraș cosmopolit în care estul și vestul se completează într-un mod armonios. Un lucru interesant de știut, în urma demolărilor, acesta era inițial un proiect original, da, al Palatului Parlamentului și vedeți cum s-au păstrat în proiectul original toate casele din zonă, cu mici excepții de demolări, chiar și cartierul evresc o parte, dar care nu s-a ținut cont și palatul, această formă mică, este extins la dimensiuni faraonice. Poze care nu mai necesită nicio explicație cu demolările de biserici, dar în același timp și partea pozitivă cu inginerul Iordăchescu, care reușește în ciuda acestor demolări să salveze biserici mutându-le pe șine de tren. Proiect controversat, nesuținut de Ceaușescu la început, el reușește să atragă bani, sponsori și Ceaușescu îi dă aprobare până la urmă și el alege bisericile care urmau să fie mutate.
Proiectul în diferite stadii și dimensiuni, peste 50.000 de oameni își pierd casele, pozele cu palatul începeau să prindă contur, numai părinții și bunicii noștri știu care au stat în București ce a însemnat asta pentru ei și ca memoria lor. Și o poză din anii 90, în anii 90 în care încă puteai să vezi rămășițele distrugerii din spatele blocului. Foarte multe clădiri neterminate după 90, o mare parte din ele terminate după mijloc de 2000 și astăzi se dă o folosință interesantă zonei. În primul rând s-au deschis aceste terase pe marginea Dâmboviței ca variantă la centru vechi și ca variantă în fața, mă rog, de petrecut în fața Dâmboviței. Avem aceste fântâni super făcute, pe ritm, pe ritm de muzică, în care vara, de obicei, seara se pot vedea până în ora 8, spectacole de muzică și de obicei și în septembrie. Cât e vremea bună, se pot vedea aceste spectacole de muzică și culori. S-au organizat maratoane, maratonul din București e unul cel mai cunoscut în fața Palatului Parlamentului, concertul lui Pavarotti, curse de mașini și multe alte concerte și evenimente schimbă povestea zonei, schimbă un pic povestea tristă a distrugerii cartierului și se încearcă și astăzi prin folosirea unei zone sau transformarea bulevardului într-o zonă pietonală. Uitați aceste terase de care vă ziceam, pentru cei care poate nu sunt din București și veniți să le încercați pe marginea râului, că e o plimbare extrem de plăcută și faină și altă variantă decât de stat doar prin centru vechi. Și acum putem să punem stop experienței noastre. Am fost un pic așa la foc continuu spre final, dar sper că am reușit să prind toate momentele importante și la timp. Mi-a făcut mult deosebită plăcere să vă prezint Bucureștiul din nou și suntem deschiși acum pentru întrebări și comentarii, evident. Mulțumim frumos, Tudor. A fost foarte plăcută plimbarea din seara asta. A fost și cu multă odihnă, dacă am fi mers la pas, ne-ar fi durut picioarele. Așa că vă ascultăm întrebările, completările. Puteți folosi fie chat-ul, fie activarea microfonului, cum vă este mai ușor. Dacă nu sunt întrebări, vreau să vă dăm o veste bună. Vă așteptăm începând cu acest weekend, începând cu ziua de duminică, la niște tururi pietonale organizate din nou împreună cu prietenii și partenerii noștri de la Raiffeisen Bank în cadrul Festivalului Internațional de Muzică George Enescu. Este vorba de turul pe urmele lui Enescu prin București. Primul tur va fi duminică, cu începere de la ora 18, însă este nevoie de o înscriere prealabilă printr-un e-mail către hello@interestingtimes.ro. Locurile sunt limitate, așa că dacă vreți duminică seara să ne plimbăm la pas pe urmele lui Enescu prin București, vă așteptăm înscriere. Ne vom revedea peste două săptămâni cu o experiență care are în continuare muzica ca temă principală. Vom fi în mijlocul Festivalului Internațional George Enescu, așa că vă invităm la un eveniment despre muzicieni în oraș, muzică și armonie în București. Dacă în seara asta nu mai sunt întrebări, noi nu facem decât să vă mulțumim că am fost din nou împreună. Să ne revedem cu bine, să aveți un weekend frumos și un început de toamnă la fel de plăcut. Vă mulțumim frumos și să ne revedem cu bine. Și vă așteptăm la tururi, dragilor. Încep și eu să sunt prietenii în curând. Mulțumim, seară faină să aveți! Și noi, la revedere! Seară faină!